Pornim de la drum din Australia, tot de la Antipoze, acolo unde se joacă și turneul de tenis, A-League. Da, Australia deschide zilele de pariere în fiecare început de an. Uite, avem tenis, avem și mult fotbal. Și e un fotbal destul de bun, nu neapărat bun, e bun pentru pariuri, că se marchează mult, ca să fim așa, să le spunem mai pe șleau lucrurilor. Newcastle cu Central Coast Mariners 11 peste 1,5 goluri, cota 1,39. Și pierd Glory Adelaide, ambele marchează cota 1,65. Atenție, meciul de la Newcastle începe la ora 10:50, pierd începe la ora 1 după amiază, la ora 13. Deci, măcar cu primul meci să vă grăbiți puțin, dacă vreți să jucați la casele de pariuri. Îți spuneam că avem sferturi de finală în Cupa Olandei, se joacă într-o singură manșă. Trente Ville Mix 2, dacă am pariat handicap acum la Mix 2-ul, și Feyenoord cu Fortuna Sittard, gol în ambele reprize, cu 1-38, deloc exclus ca ambele goluri să le aparțină gazelor, au o revanșă de luat, pentru că meciul din turul stagiunii de Eredivisie, Fortuna a furnizat chiar o surpriză importantă, reușind să câștige cu 2-0 la Rotterdam, undeva în luna decembrie, nici nu a trecut prea mult timp. Feyenoord are acum șansa de... Feyenoord, care va fi a treia clasată în Eredivisie, fără nicio grijă, fără nicio problemă, are șansa de a se revanșa după acel eșec și a face pasul către semifinalele întrecerii. Rundă completă în premiership-ul scoțian și noi investim pe două ponturi. Kilmarnock cu Rangers, 1 cu handicap asiatic plus 1,5 goluri, cota 1,40. Atenție, Kilmarnock este a treia în Scoția, la doar 3 puncte de Celtic, care e lider, și la un singur punct în spatele lui Rangers, o echipă în care s-au investit bani și o echipă care, uite, am intrat bine la a doua parte a stagiunii, reușește să țină ritmul acolo alături de granzii din Scoția. Dar de fotbalul scoțian crește. Mai greu, dar crește. S-au investit bani buni. Aberdeen, Hearts, sunt alte echipe ok acolo. Celtic se miră în 2-0 scor corect oricând în meci, cota 1-44, dar se miră în posibil să joace Mihai Popescu, fostul fundat al celor de la Dinamo. Usual, încheiem cu hockey, 3 ponturi. Avem două din Rusia și unul din Germania. Pariem pe goluri la Düsseldorf, minim 5, cota 1,43. În VHL-ul rusesc, în partida din China, care o fi echipa mai greu de pronunțat, dar credem noi că se vor marca minim 6 goluri, cota 1,55. Și în KHL, runda, eșalonul de elită a Rusiei, de asemenea goluri în meciul lui Spartak Moscova, peste 4 asiatic, la cota 1,44, și în meciul lui Sochi, sub 5 goluri asiatic, la o cotă de 1,46. Atât pentru această seară, prieteni. Ne revedem mâine. O noapte liniștită, baftă la pariuri.